Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a buletinului de știri de pe Player One. Weekendul acesta a fost destul de liniștit, însă tot am găsit câteva informații din industria jocurilor video pe care se vi le prezint astăzi. În următoarele minute veți afla noutăți despre Call of Duty, The Witcher, Quake și alte câteva jocuri interesante. Stați relaxați pe scaune și fiți atenți la Player One News! Săptămâna începe cu vești proaste pentru fanii seriei Mafia. Studioul 2K Czech din Praga a fost închis. Deși nu a existat niciodată un anunț oficial, se presupunea că Mafia 3 este în dezvoltare în cadrul acestei echipe. O parte din angajați se vor muta în studioul 2K Brun, iar 10 dintre cei mai importanți membri ai 2K Praga vor fi mutați în studioul principal al companiei din Statele Unite. Momentan nu există detalii oficiale, însă zvonurile spun că Mafia 3 va fi preluat de divizia americană a companiei. Activision a confirmat data de lansare pentru primul DLC al lui Call of Duty Ghosts. Acesta se va numi Onslaught și va ajunge pe Xbox 360 și Xbox One pe 28 ianuarie. Acesta va include 4 noi hărți de multiplayer numite Fog, Bayview, Containment și Ignition, dar și primul episod pentru modul extra de joc, Extinction. Pe lângă toate acestea va fi inclus și un nou sniper numit Maverick AR. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui scurt trailer publicat pe Instagram. Momentan nu există date de lansare pentru platformele PlayStation sau PC, însă dacă ne uităm în trecut putem presupune că exclusivitatea pe Xbox va dura aproximativ o lună. Aproape că mi-a scăpat printre degete știrea despre un nou joc din seria The Witcher. Înainte să vă entuziasmați prea tare, aflați că nu este vorba despre un joc video, ci despre un joc de societate pe carton. Acesta se numește The Witcher Adventure Game și va putea fi experimentat alături de alți 3 prieteni. Fiecare jucător va controla câte unul dintre personajele celebre din joc, precum Geralt, Triss Merigold, Dandelion și Yarpen Zigrin, și va putea vâna monștri, rezolva puzzle-uri și merge în quest-uri imaginare. Există chiar și un trailer care prezintă pe scurt jocul pe care l-am atașat în descriere. Noul joc Witcher se va găsi în magazine în 2014, însă nu există o dată de lansare concretă. Quake Live a părăsit oficial browserul și a devenit un joc tradițional. Tot ce trebuie să faceți pentru a intra în posesia jocului este să vizitați quakelive.com și să descărcați clientul. Cei care aveau deja Quake Live în browser nu vor mai avea nevoie să descarce toate fișierele, ci doar cele mai noi update-uri. Interfața web pe care o întâlneam pe pagina jocului a fost integrată direct în client, practic doar modul de pornire al acestuia fiind schimbat. Din păcate, odată cu această schimbare, suportul pentru Linux și macOS dispare, însă Bethesda încurajează fanii să folosească metode de emulare precum Wine sau Parallels. Varianta pentru consolele next gen a lui Rayman Legends pare să fie gata mai repede decât se aștepta Ubisoft inițial. Lansarea jocului a fost mutată cu o săptămână mai aproape, de pe 28 februarie pe 21, fără să primim un motiv oficial. Din fericire, avem noi detalii despre îmbunătățirile aduse de PlayStation 4 și Xbox One. Aparent, texturile folosite nu sunt deloc compresate, oferind un aspect mult mai curat nivelurilor și personajelor, iar ecranele de încărcare au dispărut complet. Varianta de Xbox One include câteva niveluri noi, iar fiecare versiune next gen va include și o serie de costume exclusive pentru personaje. Microsoft a mai trimis o serie de coduri de beta pentru varianta de PC a lui Project Spark săptămâna trecută, însă fanii acestui titlu care așteptau să-l încerce pe Xbox One vor trebui să aibă puțină răbdare. Sesiunea de beta trebuia să înceapă în ianuarie, însă Microsoft a confirmat că a mutat lansarea în luna februarie. Din fericire, toți cei care au primit coduri de acces pentru PC vor primi automat și coduri pentru Xbox One. Varianta finală a lui Project Spark va veni pe Xbox 360, Xbox One și PC. Acesta a fost buletinul de știri de astăzi, însă vă dau întâlnire și miercuri, tot aici pe Player One. Nu uitați să apăsați pe butonul like, să dați share pe Facebook și subscribe dacă vă plac clipurile mele și să explorați canalul de YouTube pentru alte materiale dedicate jocurilor video. Până când ne vom revedea, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!